Astăzi, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori cu mult peste cele obișnuite în această perioadă din an în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, iar nebulozitatea joasă sau ceața se vor semnala pe arii restrânse în orele dimineții. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 5 și 15 grade Celsius. În capitală, vremea va fi în continuare deosebit de caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil la senin, dar cu nori joși sau ceață la începutul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 11-12 grade Celsius. La munte, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori cu mult peste cele obișnuite în această perioadă din an. Cerul va fi variabil, cu unele înorări și doar izolat vor fi precipitații mixte ce pot favoriza depunerile de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe creste.